fantastica, ma per me spazio che da me non è. La camisa negra? Eli B, aici este artistul. Cât timp v-a luat să faceți această operă, domnul Eli B? Elia Bacila. Cam cât timp ați făcut? Am lucrat la ea cam 3 luni. 3 luni. Cam 3 luni, încă nu e gata. Încă nu e gata. Dar cum v-a venit ideea? Și să-i dați cărămiți negre? Cum știm, din pictură abstractă, puteam să nu botez, să nu-i spun. Ideea mi-a venit după călătoria în India, călătorile în India, unde în India sunt... Primăvară ați fost? Pentru primăvară? Am fost acum în... Știu, dar ați fost pentru prima oară, nu? Da, pentru prima oară și noiembrie, în India este căldură. Oameni, 30 de grade, oameni acolo fac cărămizi negre pentru construcție. Și chiar negre? Da, sunt negre, sunt cărămizi negre și poartă până la 5 pe cap. Deci, cărămizi a 2-a, 3-a, 4-a, 5-a, a 6-a, până la a 7-a. Și ce construiesc cu ele? Case? Construiesc case, ziduri, au culoarea neagră. N-am mai și efectiv le pun aici și stau și când ajung la cărămida a 7-a o țin cu mâna. Fantastic. De la fetițe, de la copii foarte mici, la oameni, oameni maturi. Mi-am mai venit, am mai văzut construcții în Statele Unite. Și acolo ți-a venit, v-a venit ideea. Da, India, Statele Unite și nu în ultimul rând, în Banat, la Orșova vechi. Eu am niște fotografii de atunci cu cărămidă neagră de acolo din casă. Când a început demolarea orașului vechi, s-a făcut orașul nou și am văzut asta chiar la bunicul meu și chiar am acasă așa ceva. Înțeleg. Știți că sunt și cărămizile negre de teracot. Așa i-am spus, de-am să-i spun, altfel, de exemplu, cineva de aici... Ce înălțime și ce lungime? 150 pe 200. 150 pe 200, nu este gata, adică că nu este vernisată lucrarea, arată ca un cauciuc, urmează să se mai aplică, da. Am înțeles. Scuze. Ăla e specialul. Este făcută special pentru evenimentul, da. De aici. O asemenea lucrare am fost expusă la Hilton și a costat 1 milion de euro. Oh. Da, păi, Hilton unde? În România? În București, da. Așa? Atâta valorează ele din timpul vieții mele. Da. Cea de la Național a valorat 47.000 de euro. Am ajuns în ultimul moment, atunci am venit de la aeroport și am văzut că a fost foarte vizionată, foarte pozată, pentru că și prețul era de așa natură, pentru că... Și a luat-o un cunoscător, probabil, nu? A cumpărat-o deja, nu? Nu s-a dat, dar am vândut altceva în 2014 la o licitație pe Calea Victoriei, da. În rest am mai făcut donații pentru bolnavii de tot felul de cauze nobile, dar... Ești un artist total și îți mulțumesc că m-ai invitat. Eu mulțumesc că suntem prieteni cu și ne exact. Doamne ajută și eu tot timpul să te susțin. Întotdeauna și dacă voi face emisiuni pe Marte, o să trimit o rachetă să te aducă pe Marte. Iar eu, dacă vând o lucrare foarte scumpă, vei avea cea mai faină mașină din București. Să rămână mult. Nu mai contează banii. Acum încă investesc în ele. Exact. Încă investesc. Ești un om minunat. Sunt să divulgăm, în curând vei fi tătic. În curând, da. În curând. Mulțumesc. Vreau să fie important, da. Să fie sănătos sau sănătoasă, da, și să vă bucurați de el. Pentru că copilul vă schimbă viața. Absolut. Și vă doresc mult succes. Mulțumesc, Puiu, că ai venit. Și invitare soțiile și... Mulțumim din suflet, ești un prieten și un frate adevărat și un prieten vechi. Doamne, și spun la mulți ani și multă sănătate și te mai invit și la... Și un gând pentru... Că vin acum, să vin sărbători, un gând pentru Crăciun, că vin pentru oameni. Le doresc tuturor românilor și tuturor prietenilor, familiei, tuturor le doresc sărbători fericite, multă lumină, pace sufletească și să ne vedem mai prosperi și mai bogați spiritual în anul care vine și să înțelegem și mai bine abstract. Că deocamdată este destul de greu de înțeles în România, publicul din România este foarte dificil atunci când vine vorba de pictură abstractă. Da, să le înțeleagă mai bine și să vină la expozițiile noastre. Multă bucurie și lumină! Nu uităm, suntem în data de 10 decembrie 2019. 10 decembrie 2019, o zi extraordinară, într-un loc Victoria Hub, 210 pe Calea Victoriei, foarte aproape de noi și de atelier. Mult succes în alte lucrări abstracte. Eu deja am început să le înțeleg. Păi,
da, pentru că am colaborat, ne-am tot întâlnit și în fiecare lucrare abstractă eu pun suflet. Păi, ca să faci o lucrare bună, și, trebuie să folosești orice lucrare, altcineva vede altceva. Da, bineînțeles, așa este cu abstract. Numai că eu de data asta am botezat-o, am și lucrări la care nu le spun, nu le dau nicio denumire. O pictură după mine este ca atunci când faci mâncare. Uite, ca să faci la prima vedere, când am văzut această lucrare, da? Eu aceste cărămizi le văd chiar vii. Se mișcă. Da, parcă se mișcă, exact. Parcă nu? Se mișcă, da. Da, da, te da, vezi, da. Așa au un liant. Exact. Au un liant. Au, e da. Ceva, da. Da, da. Pictura mea este acțiune, iar ce urmează să se întâmple pe pânză este un eveniment. Așa e. Da. O mai vedem o dată. Este ca un cauciuc. Exact. Cauciucate. Da? Practic, cauciucate. Da.